tasca di mandari le sprigiure cu foc mari, frați di mumă și di un tată, noi armâni dieta toată. Și sunt ploșii di mormință, striga noștri bun părință, blestem mari s-aibă în casă, car de limba lui s-a lasă. Car și-a lasă limba lui, sloardă pira focului, si zdirină ghiu pri loc, si se frigă limba în foc. El în vatra-i părintească, fumea-lea s-nu-și hrisească, de fumei curâni s-nu bașii, natân leagăn s-nu înfașii. Care-i fugi de lui mumă și de părintească-i în numă, fugă-i doara Domnului și dulțeana somnului. Oaspeți, vruți dascăi și cursanți. Trecu un an de când sunu la Universitatea de Mannheim primul congres internațional cu tema limba și cultura a română. Congresul era mândit de și organizat de români ajutați de mai mulți oameni de știință din Germania. De-a dungul cu profesorul Ror de la Universitatea de Mannheim, aveam scris tot numărul nouă a revistei, că, revista noastră, Zborul nostru, că Mannheim nu fu un congres popular cu mii de oameni, ma fu un mare congres științific, la care fură ținute peste 50 de conferințe și zborâre peste 100 de specialiști pe tema limba și cultura română. Acolo, în Mannheim, prima oară, după al doilea mare poliu, a românii de toată Europa și de toată America s-adonară tra să se mânduiască de adun ți lipseaște adrare ca estu vechiul popul. Popul european de limbă latină, fără un stat mașa lui, snucheară și s-ar mână își de oameninte unitar, ca parte a romanității de aperită, de trăsărit. Zborul estu latinesc, aperiu, aperiri, iuși deschide țerlul, tasease soarele. Ta s-ar mână cum fu șpânătora, dau unii de ani, unul mache a romanității dit aperit. Atunci, gazete și posturi de radio difuzare știri tre aestu congres, iar românii nu căftare nici guvern, nici un stat maștiei, nu căftare putere politică, ma sligare, sfacă toți astea nanghe ca să aibă și ei
acolo eu sunt autohton, am drepturile culturale care le au tu lumea de azi, tuti etniile. Mannheim la congres îți votă și una rezoluție. Rezoluția numărul 3. Tra-n drepturile culturale care lipsește să le aibă și a românilor. Rezoluția a fost publicată și tu revista noastră și vă fac curigeaie, să mi-a lăsat, să vă citesc cu ce dăție rezoluția este, rezoluție pe baza care noi ne aflăm o ați adunați. Congresul votă ca a românii să fie recunoscuți oficial ca un popor aparte, de limbă neolatină și cu îndrepturi culturale ună soie cu al lanți europeni de toate statele tu care băneați. După, a românii să fie ajutați oficial tu statele iubânează să înveață limba lor maternă la toate școalele eu înveață mai mult de zațe tineri români. Să ascultă Evanghelia la biserici, tu limba părintească, să-și avdă limba lor, cântești la lor, la radio, la televizor și să aibă tu cărți, tu reviste și jurnale. Să aibă suțate culturale, pred care și vă ajutați oficial de stat, tra să-și țină limba, cântești-le portul și arezile lor. Și de poate tu soni, scăftare ca limba a română să nu fie discriminată și să fie încăciat și pedepsiți oficial a cei care fac propagandă de discriminare. Una altă rezoluție a Congresului, rezoluția numărul 5, căfta să-ți facă an de an câte ună tabără, veara, eu, a români, a răspândiți aproape toată Europa, să se adună la un curs de învățare după carte a Graiului Părintescu. Tinia, trasfacă organizarea a primului curs, ne vine ANAU, atelor de la Uniunea între Limba și Cultura a Română, care are sediul OA Freiburg și care este persoană juridică. De-a de ajutor, tre programul a cursului, seminarul de romanistică de la Universitatea de Mannheim, condus de profesorul dr. Ruprecht Rohr, și seminarul de romanistică de la Universitatea de Freiburg, condus de profesorul dr. Hans Martin Gauger. Doi aici profesori universitari, romaniști, cu multă învățătură, sunt și membrii tu Consiliul care conduce Uniunea între Limbă și Cultura a Română. Profesorul Rohr este și președinte a comisiei ei științifică, de care fac parte n-au oameni de știință, n-au oameni învățați, care ajută Uniunea a noastră tre problemele științifice. Cu anversul după carte a graiului a nostru, graiul părintescu, noi vrem să ne ajutăm să ne ținem limba, noi îi zicem limbă. Când învățați să-i zic grai, dialectul, idiom, asta nu este o problemă care să ne frimite pe noi tora capul. Noi zicem graiul nostru, părintescu, limba noastră părintească, și limba asta este o limbă zburâtă de peste daunile de ani și noi vrem să învățăm după carte că altătorie va să se stingă. Noi cu învățarea după carte a limbii noastre, armâlii, vrem să ținem limba noastră latinească, că maș cu ea putem să ne chicăsim, frați cu frați,
cusurini cu cusurini veri, cusurini altul zbor latinescu, cumnaț cu cumnaț și cu suia tute a răspândită ază, după anul 1913, tu mai multe state ca pe stat cu altă limbă oficială. Noi armânii și oamenii acaliei. Noi învățăm ghinei la școală limba statului tu care bânăm și ne vțăm tuti borgile, către stat așa cum lipsește. Ghinema, limba părintească avem și în dreptul, avem și borgea, să învățăm și să zburăm și cu ea să ne găsim toți un colant. Ea, limba este, este cea mai scumpă aviare, țină o au lăsată livenzii și bunile noștri păpâni, care de sunt ploștri de murmință, de arbinișii, de tepir, tesalii, macedonii, ne demândă, așa cum l-a văzut pe Toma Caragiu, blestem mare să aibă în casă car de limba lui să lasă. Acel ce și-a lasă limba lui, noi mântuim că cu vrearea lui să face mă oarfân. Mă să înveață mă și limba statului, el va să înveață mă și una limbă. Mă să înveață și limba părintească, ba nu va, lipsește să înveață două limbi. Limba părinților și limba oficială a statului. Oamenii mintimeni, azi, da, mulți supărați, și chiar multe chiror, dar să înveață și alte limbi xiane. Că așa cum un zbor vechi îl zice, câte limbi știe omul, de câte ori el este om. Auați hiți veniți, dit Epir, Tesalii, Macedonii, Dobrogea și de Europa, în doi iuhimă răspândiți. Că noi, armâniei, avem soie, soie de-aproape, frați, veri, curnați, tutută peninsula balcanică, noi vrem ca pe este palmă nică de loc, iubânăm și iubânăm ca frați cu alante mileți, cu alante popoare, de altă limbă. Vrem să iubă multă vreare și uspiție. Sub aestul țăr înaltul care acoperă și peninsula balcanică, noi pestepsim că este loc de toți oamenii buni care se amintare acloți. Noi vedem peninsula balcanică ca o nemușată grădină cu mai multe lilici, mai multe flori, turlii, turlii de flori. Florile este sunt culturile care sunt tot este palmă de loc. Cultura arbinesă, cultura greacă, cultura slavă, sârbă, bulgară, etc., etc. Tot este grădină, se află și mușatele lilicii, care sunt cultura noastră machedo-romană, care se alează de alante culturi după limba care o zbărăscu armâjii. Și noi mânduim că lilicile, florile noastre, limba noastră latinească și cultura noastră machedo-romană, traco-romană, care să le mutrească și să le adapă mas nu le mutrim și să nu le adăpăm noi, xianii, flori, să adăpăm și a noastră să le uscăm. Un interviu care l-a dat la revista noastră, Anțărțu, profesorul Ror, ne aducea aminte că toți oamenii de lumea întreagă lipsește să aibă îngătan. Trebuie să țină toate limbile, că ca fi limbă vede lumea altă soie și are fapte ideile a ei trălumii, idei care nu pot să se alexească cu ațeale de toate limbi. Ca fi limbă aduce tră cultura universală partea ei de avuții, ca schibă să se astingă limba armânească,
A este limbă veacle, avută, va schimbă una mare zniei de cultura europeană. Mai este limbă, este tu mare periclu, dățea profesorul Ror, mas nu schimbă băgată tu școală, biserică și tu mas media. Și avea îndreptate profesorul Ror, că azi, când un zu de zu, tineretul este bombardat de școală, radio, televizie, presă, cu limbi xiane, albaneză, greacă, slava, germană, etc., etc., limba de este tu mare pericol. Și noi mânduim că ațeama mare de mândare părintească azi este ca să ne băgăm limba tu școală, să învițăm și tu școală, ca să nu chiar. Cu aeste mânduiri, voi îți declar deschis primul curs internațional trilimba și cultura a română, tu una aulă mușată cum asta este, aulă universitară de Freiburg, că se bă german, cu veacle tradiție culturală. La este curs sunt adunați 30 de inși, le avem pe listă. 13 sunt din Iugoslavia. 11 sunt o față tu Macedonie, 2 tu Sârbie, 1 Croația. 8 sunt o față tu Epir, Tesalie și Macedonia dit Elada. 7 sunt o față tu Românie și 2 tu Vârhărie. Tu program avem ca fizu câte 3 săhăți, 3 oare, lecții de română și câte două oare lecții de limbă germană. Lecțiile de limba română vă le țină domnul profesor Apostol Caciuperi. Poeta Chira Iorgoveanu Ana. Și va fi ajutat și de romanista Stoiana Wenders, care este și au atât lângă domnul profesor Caciuperi. Școala se vea de lumea care ești. Așa. Lecțiile de limba germană vă le țină doctor Caterina Barba, germanistă, și va fi ajutată de Gabriela, fiata mea, germanistă, așa. Școală te se vadă. Tu program avem și lecții de lingvistică, istorie, etnografie. Noi vă urăm să vă hârsiți de zile mușate, să cunoșteți cât mai multul divana acestui popul de oa, un popul lucrător, tinisit, tolerant, cu vreare tătuți oamenii buni de toate limbile. Și fă ori să amintați a oa cât mai multă învețătură, știi limba noastră și limba germană, și limba noastră să puteți să o răspândiți de apoi și la suia care bânează la veachea vatră, tot Balcanul. Nane Pero de Scopia este secretarul asoțatelei Pitugul, asoțata a vlașilor de Scopia Pitugul. Armeniile de Iugoslavie sunt multul vhărăstesit pe Universitatea de Mannheim, care prot să cățătă să facă realizația a vechele idee și cu ani de zile armenii uținează inima lor a scăpare și ținere de agreșare limba armânească. Aici se zgânteau aduse proțul Congres armânesc la 1985 anul. Adunați de tută Balcane, noi armenii ne adunăm cu mare harau ta să învițăm limba părintească la istu prot cursul tu Freiburg. Hărios și cu caldă vrere, na pruche universiteta și popolul german cu dulce umanitate care vârna oră nu va agrășare, ahtare vrută, buneață
de tradiție culturală și limba armănească. Ca luninați lunineze de tuhărie, imnați voi tăniciți domnul ror, puterați ufeciți voi ta saibă un cubairul a popul armănescu care mândiașe că nu chiar e pădure fidaindi când ucrescu. Cu ajutorul vostru, Universitetul de Mannheim, prota oră după polnul mare, armânile oricară, scutide mare, ți a cățară, ți-a sunveță limba armânească, folclorul și adetele a lor. Nolgica noastră are mare ajutor teistă legătură și totena lăză în ghica voastră aleptu și cu suflet dată mușată buneță. Tubidisită ninga noară vrem ta sfădățem Haristo multu ala profesor Ror, a profesorul dr. Barba și a tuturor organizațiunul comitet care nu jilea lucru și praz pe realizație a istă idee. A istă este scoplu, o zic acestor congresul și a seminarul, ca să bagă baza, să înveată niște amăoațe și când vă năturnăm acasă, să învățăm maghine, e că părintele știu sau nu știu armânește, noi, având toată fundamentul, cum zice, baza, știind limba vățică, mă învățăm acasă și cum sunt și frația noastră de grăție, care tatăl și mamă sunt armâni, însă așa a fost situația în Grecia, părere de rău, mă lua, va vedea el cum viață și vă stoarnă acasă, vă smânduiască și el, vă spălați cu părinții și vă înveață și el limba noastră, vă da mai departe la fiorile lor sau când vă sunt soare, vă smărit. Mine și eu cum zic fericit că și eu la Freiburg, eu l-avem sufletul la nostru profesor dr. Vasile și doamna profesoară și cum zic, de oa înainte să luăm zborul, zborile ca să și zburăm și să azburăm din neamul nostru ca să nu chiar mai departe. Aici vreau să spun cu mine. Îmi pare foarte rău că nu pot vorbi în aromânește și vorbesc în daco-română. Îmi pare mult doar rău că nu pot să zburăsc cu prelimba armânească și vă zburăsc cu prelimba daco-românească. Dar deși cineva din sală a cerut să se facă traducere, eu sunt, am convingerea că aproape tot ce spun este aproape bine înțeles. Cu toate că unul din sală căută să se zborească, schimbă tradusă prin armânește, eu știu pipisit, eu știu convins că aproape toți de țală mi-aducesc cu multă ghine. Felicit această acțiune, îmi exprim toată adeziunea mea și vreau să asigur familia Barba că în măsura în care nu sunt aromâncă, dar sunt lingvistă și m-am ocupat cu probleme de istoria limbii române în comparație cu istoria celorlalte limbi romanice, voi încerca, la solicitarea dumnealor, să pot să fiu și eu cu ceva de folos. Vruți armâni și tinișiți oaspeți de alte etnie. Nu vreau luam zborul să zboresc cu mai multul, ma doamna ce zbură înaintea mea, zbură așa soi ca cum alfabet, noi chim un dialectul. Dacă chim un dialectul, atunci nu prindea să avem un curs de limba armânească. Dacă chim un dialectul a limbii române, prindea să luăm limba română. Eu vă zic la oații așa cum pestepsesc cu eu. Limba aromânească este una limbă romanică. Este azația limbă romanică din Europa. Și dacă vreți, vă le zic pe toate pe nume. Portugheza, spaniola, catalana, provansala, franceza,
italiana, sarda, retoromana, română și azața limbă, este romanică, este limba a românească. Toată lumea, până astăzi, toți învițații români, xeni, armâni, zburâră, tră, un dialect al limbii române. Putem să zburăm într-un dialect al limbii române, putem să zburăm între dialectele al limbii romane orientale. Numai și him un dialectul. Atunci și limba română, și limba armânească, și dalmata care se zbură până au așa 100 de ani, și astăzi nu zburaște, fură dialecte ale limbii romanice orientale, balcanice. Eu, Bitisescu, își vă zic și din partea mea, ca secretar a Uniunii, vine vinit, îți vă hărsiți și bănăm de adun, a este născând de țâle cât vă bănăm și simvițăm feamă mai mult. Că și noi, aței ce vă pridăm, învițăm. Este un zbor vechi. Când o pridai, înveți știne de la țâle la care pridai. Și cum voi veniți de multe părți, avem multe zboare pe care noi nu le cunoștem. Că noi nu învițăm limba armânească la sculie, învițăm ca de un acasă de la părinții noștri și trația o zburăm poate în feamă mă. Aței ce avem citită prin scriitorii noștri, aței poate că știm feamă mai gine. Uite, după ambar. Dieses ist das älteste Rathaus der Stadt Freiburg, in dem einmal der Reichstag, der Deutsche Reichstag, getagt hat, 1498, unter dem Kaiser Maximilian. Aceasta este clădirea mai veche a primăriei și a oație era cândva Reichstag, adică Parlamentul, să zicem așa, în 1489. Das Gebäude ist im Kriege zerstört worden und es wurde nach dem Kriege durch die Einsatzbereitschaft der Bürger, nicht der Stadt, wieder aufgebaut und wird heute für Empfänge wie den jetzigen benutzt. Și această clădire fu distrusă de război și fu zidită nică unoară cu ajutorul a oamenilor, nu a orașului, ma a oamenilor, a cetățenilor. Freiburg hat 15 Rathäuser, dies ist das schönste und das älteste. Are Freiburgul, că săbălul Freiburg are țispră primării și aceasta este naima înșată și naima vechi. Ich freue mich, dass ich Sie hier begrüßen kann und ich bin dankbar dafür, dass ich durch diese Gelegenheit gelernt habe, was Aromunen sind und was Aromunisch ist. Mie ies bucurios că pot să vă zic bună ziua oații și mi hărsesc că tora mi aflai ții sutul a românii. Ich habe es nicht gewusst. Ich freue mich sehr, dass Sie, Herr Professor Barba, mit Hilfe Ihrer Gattin, diesen Kursus in Freiburg durchführen, nachdem 1985 in Mannheim ein derartiger internationaler Sprachkurs bereits stattgefunden hat und in diesem Jahr in Freiburg. Und dass zu diesem internationalen Sprachkurs ja Angehörige der Volksgruppe aus vielen Ländern nach Freiburg gekommen sind, nicht nur aus Jugoslawien und Rumänien und Griechenland, sondern auch, wie ich gelesen habe, aus den Vereinigten Staaten und
aus anderen Ländern. Mamă și de alte craturi, cum este Austria și Franța și de la Statele Unite, era asemenea conștiință. Die kulturelle Eigenständigkeit der aromunischen Sprache zu pflegen und ohne politische Zielsetzungen zu verfolgen. Așa și este să adră, ca să nu schiară limba și cultura armânească, fără tăsibă amestec politic, tu ai este problemă. Und dies ist Gelegenheit, über den Begriff des Selbstbestimmungsrechts der Völker ein wenig nachzudenken. Și cu această ocazie, să ne minduim neamă, cum popoarele au în dreptul ca ei singuri să-și aleagă limba și cultura care. Schon der Völkerbund und auch jetzt die Vereinten Nationen haben das Selbstbestimmungsrecht der Völker mehrfach und ausdrücklich garantiert. Să garantă tora de la Națiunile Unite a este dreptul de autodeterminare ale tuturor mileților, tu Europa și tuturor lumea. Und was in Wirklichkeit daraus geworden ist, das können wir jeden Tag in der Zeitung lesen. Și ți-s feață de a este dreptul, asta putem să găsim ca pe zotul ziarul. Da gibt es das Problem der Kurden. Erste Probleme Kurzilor. Das Problem der Basken in Spanien. Problema Baskilor in Spania. Das Problem der religiösen Minderheiten in Irland. Erste Probleme Minoritätslor religiöse in Irlanda. Das Problem der rassischen Unterdrückung etwa in Südafrika. Erste Bezborlusi die Apartheid Rassiste in Afrika des Sud. Und es ist eigentlich ganz schlimm, dass wir von denen, die versuchen, mit Gewalt ihre Ziele durchzusetzen, täglich in der Zeitung lesen. Și este mult o amărtie că lipsește ca fizul de găsim tu ziar de ațel, ci cu forța vor să-și adară lucrurile. Und dass wir von den Aromunen, die versuchen friedlich ihre Kultur und ihre Sprache zu bewahren, eigentlich nichts wissen. Și că de armâni care fără polim vor marș să ascapă limba și cultură, de fapt prea puțini sau ițițiva, nu știu. Deswegen freue ich mich, dass dieser Sprachkurs in Freiburg stattfindet und dass Sie verstehen, dass die Stadt Freiburg diesen Bestrebungen gegenüber wohlwollend gegenübersteht und gerne die Möglichkeiten gegeben hat, die wir Ihnen zur Verfügung stellen können. Și de aceea să știți că ies cu hărăios că are loc acest curs de limbă și cultură și că orașul Freiburg vede cu ochii buni această lucrurie și cu plăcere dăm tuti la dispoziție țivă de adică. Diesen Empfang, den Besuch in der Landesgartenschau und die Verbindung, die wir miteinander eingegangen sind. Această primire, apoi ghidul prin oraș și Gartenschau și legătură ția bun de adun. Herzlich willkommen in Freiburg, einen schönen Aufenthalt in unserer Stadt, einen erfolgreichen Sprachkurs und kommen Sie bald wieder. Gini vinit, tu este căsăbă și să hibă cu ambar, fibă cu bun curs la estu, să vă simțiți gini, tu este căsăbă și ziniți cât mangonea, Mihal Noare. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, es ist mir eine Ehre, Ihnen im Namen der Jugendlichen aus Jugoslawien und anderen Ländern, die hier Deutsch und Rumunisch lernen können, zu danken. Ja, viele sind hier zum ersten Mal und wir sind glücklich, dass wir Möglichkeiten haben, Ihr schönes Land und Ihre schöne Stadt kennenzulernen. Ich möchte Ihnen für alle Möglichkeiten an der Universität noch einmal danken und für uns ist es sehr wichtig, dass wir Möglichkeiten haben, durch das Leben im Studentenheim, Kontakte zu deutschen Studenten zu knüpfen. Wir werden unser Besuch hier in Deutschland in einer guten Erinnerung behalten. Ich werde mich bei Ihnen und bei der Stadt Freiburg noch einmal herzlich bedanken. Danke vielmals. Vielen Dank. Tinisite, domnule primar. Dr. Evers. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Dr. Evers.
Benim azi un mare sărbătoare. Wir erleben heute einen großen Feiertag. Da ist so mult umschat, KFB German, European. In dieser wunderschönen deutschen und europäischen Stadt. Noi avem marea harau să învățăm, să organizăm primul curs internațional de unui limbă veche, limbă neolatină, care până tot a fost ignorată de toată Europa. Haben wir die große Freude, einen internationalen Kurs zu organisieren für eine Sprache und eine Kultur, die bisher in Europa vollkommen ignoriert wurde. Popolo estu de limbă română jucă un mii de ani un mare rol istoric. Dieses romanische Volk hat 1000 Jahre hindurch eine große historische Rolle gespielt. Și tu polul care stați ca să liberează Europa de ocupație otomană, el a avut un mare rol. Und in dem Befreiungskrieg Europas, also bei der Befreiung Europas vom türkischen Joch, hatten die Aromunen eine sehr große Rolle. Cu toate este, trotzdem, după 1913, fur împărțiți la patru state creștine în ghilimele, și fără să vă întrebați. Trotzdem also wurden sie 1913 nach Beendigung des Balkankrieges also an vier Staaten verteilt, an sogenannte christliche Staaten, ohne gefragt zu werden, nachdem das dürfen wir auch also abgeschüttelt haben. Și de atunci a șterură tot în drepturile șațele care le aveam în tată sub păgânii. Und damals haben sie alle ihre Rechte verloren, auch diejenigen Rechte, die sie unter den Türken, also unter den Heiden hatten. Ei nu vrură să facă un statul lor când o luăm tare contra turcilor. Als sie gegen die Türken gekämpft haben, haben sie es nicht verfolgt, einen eigenen Staat zu gründen. Ei vrură un stat cum era Imperiul Roman de răsărit, un stat a tuturor popoarelor din sud-vestul Europei care zbânează ca frați. Sie wollten einen Staat im Südosten Europas, der vereint ist, dass alle wie Brüder vereint leben. Auato Germania nici nu pot smânduiască ei îngustimea și șovinismul care apasă poporul armântul Balcan. Hier in Deutschland kann man sich überhaupt kein Bild davon machen, welcher Chauvinismus und welche Unterdrückung dort herrscht, also wie das aromunische Volk dort unterdrückt wird, gegenwärtig. Totul, cu toate este, trotz all dem, noi avem speranța, haben wir die Hoffnung, că după intrarea Greciei în comunitatea europeană, dass nach dem Eintritt Griechenlands in die europäische Gemeinschaft, după ce vin răsute de mii de iugoslavi și greci să lucrează în Germania, nachdem hunderttausende von Jugoslawen und Griechen nach Deutschland gekommen sind, um als Gastarbeiter zu arbeiten, care au atâtea drepturi, presă, radio, televizor, die hier so viele Rechte haben, Presse, Radio, Fernsehen, și care ved câtă toleranță este umană, câtă civilizație este, a? Und die hier sehen müssen, wie viel Toleranz, wie viel Zivilisation, wie viel Menschlichkeit hier herrscht. Noi percepțim că v-ați și guvernele de acolo și vă smândească, dar să se da în drepturile care le-au azi până și ațele maniți minorități, fără niciună tradiție culturală a iurea. Hoffen wir also, dass die Staaten, also dass die Regierungen der Staaten, in denen sie leben, ihnen auch gewisse Rechte zuerkennen werden, zumindest die allerprimitivsten, die man jedem Volk zuerkennt, auch wenn es nicht eigenständig ist, bodenständig, wie die Aromunen dort, wo sie leben. Diese kleine Gruppe, die zum ersten Sprachkurs hierher gekommen ist, învață limba după carte, lernt die Sprache nach Büchern, nach Lehrbüchern. Că fără carte nu poate să țină unitatea unei limbi. Denn ohne Bücher kann man die Einheit einer Sprache nicht garantieren. Și faptul că această adunare este a OACI, și primul congres fu la Mannheim, este un semn că acel, că poporul care prețuiește toate culturile europene, în fruntea lor și a de poporul german. Und die Tatsache, dass der erste Kongress in Mannheim, also in der Bundesrepublik, stattgefunden hat und der erste Sprachkurs ebenfalls in der Bundesrepublik, also hier in Freiburg, stattfindet,
ist ein Zeichen dafür, dass es anerkannt ist, dass das deutsche Volk an der Spitze derjenigen Völker steht, die alle Kulturen werten und schätzen. Noi sperăm că acești tineri turnați acasă va fi nu mai propagator a unei limbi unitare armenești, ma va fi și acei mai buni ambasadori care să răspândească și un mai bun, un mai realist și față a Germaniei și a poporului german, trecare, din păcate, în sud-vestul european, până tora, nu s-a depus eforturi de aestu țel. Und wir hoffen, dass die Teilnehmer an diesem Kurs, sobald sie nach Hause zurückkehren, nicht nur Botschafter des Aramulischen sein werden, sondern auch des deutschen Volkes und dazu beitragen werden, dass von Deutschland und vom deutschen Volk ein besseres, ein realistisches, ein wirkliches Bild entworfen wird. Denn im Südosten herrscht immer noch eine falsche Meinung über die Deutschen. Rog să-mi permită o rectificare. Cursul ăsta nu-l face profesorul Barba, cursul îl face Uniunea între Limba și Cultura Română, care are un mic, tora de oare, număr de membri, dar care sunt inimă, ca Europa, nu chiar o limbă și o cultură. Gestatten Sie mir eine kleine Korrektur. Diesen Sprachkurs hat nicht Professor Barba organisiert, sondern die Union für Aramäische Sprache und Kultur, die schon hier einen kleinen Bestand aufweisen kann. Și care speră, această asociație, să păstreze această limbă și cultură. Und dieser Verein setzt sich gerade zum Ziel, die Aramäische Sprache und Kultur zu bewahren. Noi sperăm că colaborarea, sprijinul domnului doctor Evers va fi bătut noi de un mare ajutor, trăiește țeluri care sunt mași culturale, noi nu avem țeluri politice, noi nu vrem guvern, nu vrem putere politică între noi, noi vrem zbănământul în Europa liberă, unită și cu concepții creștinești, cu concepții de vreare untr alantul. Ja, und wir sind der Überzeugung, dass die Zusammenarbeit mit Dr. Evers und die Hilfe, die er uns angedeihen ließ, dazu beitragen wird, dass diese Ziele, die rein kulturelle Ziele sind, verwirklicht werden. Denn wir verfolgen keine politischen Absichten, sondern wir trachten nach einem vereinten und friedlichen Europa mit einem christlichen Charakter. Und ich muss also zum Schluss hinzufügen, dass wir in der Lage, in der wir uns befinden, die Hilfe von solchen Menschen brauchen, wie wir sie hier in Freiburg finden. Denn es ist notwendig, dass wir einen Sitz haben, eine Bibliothek haben. Und es ist bestimmt, dass wir mit Hilfe von Menschen, wie es eben Dr. Evers ist, bei aller Schwierigkeit, die wir ja natürlich kennen, es so weit kommen wird, dass wir das alles langsam. Also, auf die aramäische Kultur und Sprache. Pentru prietenia a română-germană. Hat multos anus, lambos an. Es ist eine lateinische. Ich habe Esperanza natürlich verstanden. Inginer Iancu Perifan, președintele societății a României din Franța, va să spună două zboare. Monsieur le maire, à mon nom personnel, au nom de président des Arméniens de Paris, de France, et au nom de tous les Arméniens de Paris et de France, je vais vous dire un grand merci pour la belle occasion que vous nous avez donnée de prendre part à cette première cours de langue arméniennes. Ce n'est pas un hasard que le premier congrès international de langue arméniennes
s'est tenue en Allemagne, à Mannheim. C'est pas un hasard parce que il y a eu dans notre histoire beaucoup des Allemands qui se sont intéressés à notre sort. Nous allons jamais oublier Thumann. Ça fait 200 ans. Après ça, nous avons le professeur Weigand de Leipzig qui a écrit notre histoire, notre langue, notre grammaire, ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a une tradition chez le peuple allemand de s'occuper de Zaroumain. Comme disait, ce n'est pas un hasard que maintenant aussi, ce peuple allemand nous donne l'occasion de se rencontrer ici à Freiburg. Je vais vous dire que demain, je pars parce que je vais vers en Amérique. Là, on a le premier congrès à Roumains en Amérique. Et je vais leur en parler de ces cours et de ces bonnes choses qu'ils ont fait Freiburg, représenté par vous. Voilà. Et si vous me permettez, je vais vous envoyer de Paris une documentation telle qu'on l'a bien décrit le professeur Barba. Il n'a aucune politique dans l'affaire, c'est justement un problème culturel. Aujourd'hui, quand des peuples qui se réveillent, ils demandent d'avoir des droits, nous sommes un peuple de 2000 ans. Et on demande d'avoir au moins les mêmes droits que les autres peuples. Et ces droits-là sont reconnus, comme vous l'avez bien dit, par l'ONU, par toutes les organisations internationales.